Forumul anual SWERD, organizat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană, a continuat marți cu o sesiune plenară pe tema finanțării strategiei Dunării. Tema sesiunii s-a referit la nevoia inserării strategiei pentru Dunăre în programele Uniunii Europene și utilizarea resurselor financiare existente într-un mod mai eficient. Astfel, participanții au fost de acord că, în ceea ce privește perioada 2014-2020, este esențială integrarea strategiei Dunării în politicile și programele Uniunii Europene, precum fondurile structurale și de investiții europene, iar accesarea fondurilor private este de asemenea încurajată. Strategia Dunării trebuie abordată așa cum trebuie abordată o strategie, iar fondurile structurale să reprezinte numai una din sursele de finanțare și să gândim ca proiectele care pot fi incluse în strategia Dunării, să poată să fie finanțate și din alte surse, din bugete locale, din bugete regionale, din bugete naționale, dar și prin alte instrumente financiare. La sesiunea la care s-a discutat despre modalitățile de finanțare ale proiectelor și acțiunilor strategiei Dunării, au mai participat ministrul dezvoltării regionale din Bulgaria și Mihai Tănăsescu, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții. The draft of the Bulgarian Partnership Agreement is based upon an analysis of the main needs and growth potential and identifies some priority projects corresponding to the goals of the Danube River and strategy. In developing the operational programs, we paid special attention to contribution to attaining the goals of the Danube strategy, investment priorities, key projects of the Danube strategy, an integrated approach to territorial development. We shouldn't forget that in this region lives more than 110 million people out of around 500 million people in European Union. So don't forget this number, 110 million people. So we want to build prosperity in this region. And we want to build prosperity promoting competitiveness, promoting projects on the knowledge economy, in education, in research, development and innovation. And at the same time, promoting projects at the small and medium-sized enterprises, at the small level, to be able to put our money at the local level. Forumul găzduit de Palatul Parlamentului a fost un eveniment cu mai mult de 900 de participanți din 14 state dunărene. Strategia Dunării este proiectul politic european de amploare și vizibilitate lansat de România împreună cu Austria. Este o importantă inițiativă a țării noastre după aderarea la Uniunea Europeană și a fost adoptată de Consiliul European în 24 iunie 2011 ca strategie macro-regională a Uniunii Europene. Mai multe despre cea de-a doua zi a forumului anual SWERD aflați în cadrul unei ediții speciale după Jurnalul de Știri.